unui, mă rog eu, să zic eu, cum să zicem, festival de literatură, sau cum să zicem? Tabără. O tabără de literatură, da. O tabără, simțeam că nu, că nu e bun termenul, că nu e potrivit. Nopțile de Sânziene de la Marga, împreună cu domnul profesor, și noi am fost invitați domniilor lor. Am fost onorați să fim acolo și ne-am simțit, într-adevăr, foarte, foarte bine de câte ori am fost. Cartea lui Nicolae Preda, Singur ca un vers. Da, trebuie să recunosc că alaltă și ieri am citit toată cartea. Am citit toată cartea și am remarcat că poezia lui Nicolae Preda este una a nostalgiei, a fiului tragic și a speranței, pe de altă parte. Ea este asumată în deplină rezonanță cu viața satului său natal. Aproape toată poezia lui este legată de viața satului. Chiar dacă unele poeme relevă elemente de postmodernism, a zice eu, ele rămân totuși într-un clasic preocupat de estetica frumosului. Își alege temele din tradițiile locului și din viața oamenilor, din relația cu familia și divinitatea. Eul său liric exprimă sentimente diverse, profunde, precum dragoste, dezamăgire, tristețe, melancolie, bucurie, toate la un loc, aducând în prim plan un poet cu o sensibilitate greu de intuit, dacă te gândești că el este un inginer care a spart munții, i-a îngăurit chiar pentru a schimba cursul apelor. Temele tratate sunt și lirica lipsită de sterilitate, cu o preferință evidentă pentru trăiri, nu pentru concepte filozofice, fac din Nicolae Preda, cred eu, din poezia lui Nicolae Preda, una accesibilă tuturor. O putem citi tot, fără niciun fel de probleme. Adică orice fel de om îndrăgostit de poezie poate citi poezia lui Nicolae Preda. După stilul poeziei pe care o intuiesc, pe care o scrie, intuiesc că Nicolae Preda este cumva un cititor, să zic eu, și un admirator al poeziei rusești. Am văzut acolo, mă rog eu, evidente, să zic eu, aspecte care țin de, care relevă faptul că, într-un fel sau altul, se poezia lui Esenin, de exemplu, și-a pus amprenta pe care o scrie. Dar și Pușkin. Am văzut că, de fapt, unul din motoul cărții este luat din Pușkin. Însă, ca rim, asta eu am sezizat că poezia lui Esenin este prezentă, efectiv, ca și sursă de inspirație în poezia lui Nicolae Preda. Cam atâta am eu de spus despre acest moment. Ei, având în vedere că este, așa cum spuneam, ziua lui Nicolae Preda, îi urăm la mulți ani, îi urăm succes în tot ceea ce va face pe mai departe și, mă rog, să ne întâlnim cu plăcere ori de câte ori avem ocazia. Dar pentru că este prezent aici și nu putea să nu fie editorul cărții, domnul Nicolae Jorma, domnul Gheorghe Jorma. Nicolae Sârbu. Nicolae Sârbu. Și domnul Gheorghe Jurma și Nicolae... Gheorghe Sârbu și Nicolae Jurma. Da. Dânsul va prelua oficiile de, să zic eu, moderator și de acum încolo, mă rog, cartea este pe masă, vedem cum vă raportați la ea. El nu are nimic de schimbat, nu are nimic de făcut, se supune criticilor sau laudelor sau apreciilor făcute sau de dumneavoastră. Sau autocriticilor sau apreciilor făcute. Dar țineți cont de faptul că astăzi este ziua lui. A adus whisky, a adus de băut, nu fiți prea nu fiți prea aspri. Bine. Domnul Jurman.